Ia uite-l pe Paul Balog live. Salutare, dragi prieteni. Salutare, comunitate de War Thunder. Bine ați venit pe canalul lui Paul Balog. Bineînțeles, numele meu este Paul Balog. După cum știți, ăsta este jocul sufletului meu. Se mai numește și jocul War Thunder. Eu mai am o vorbă. War Thunder până la moarte și dincolo de ea. Așa și acum. Dar hai să ne și șeruim un pic. Hai și pe brigadă. Ia, mamă, deja sunt 3 like-uri, mulțumesc mult de tot. Salutare, Naghi, Ghiță, salut, lag, salut, bună seara, Speedy, respectele mele, să trăiți, domnilor. După cum vedeți, în continuare joc foarte mult cu avionul, cu bomberul 280 de la americani, este B-57B și după cum a învățat domnul Speedy, ca să nu-i zic altfel, m-a învățat ceea ce îi mulțumesc foarte mult, m-a învățat să pun talisman pe acest avion. De ce să pun talisman? Pentru că fac research foarte mare, adică având talisman pe el, face research 606%, ceea ce înseamnă că mi-am luat deja F-100D și suntem la jumătatea research-ului pentru F4C Phantom D, Phantom 2. Ceea ce înseamnă că în maxim 2 săptămâni îl vom avea și pe asta. Abia aștept să joc, astea mă vor motiva să încep să joc mai mult cu avioane la bere foarte mare. Felicitări, îmi zice aici, respectele mele, domnul Paul, felicitări, tararap, 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 tararap. Bun, hai să facem un mic așa, grind, nu? Grind se numește parcă, până să strânge lumea, până află lumea. După cum vedeți aici, ia uite și are Paulica, are o cană cu oaia neagră, este numele albumului cântărețului F Sharm. Mi-am cumpărat de curând de la el 4 din cele 5 albume. Am primit și un poster a 4 și am mai primit și această cană. Homemade Bomb, salut! Massive Gold, salut, dragilor! Properman, salut! Ce faci, mă, Properman? Cum îți merge cu canalul? Am mai intrat eu la tine și ieri și alaltăieri, parcă ai făcut live ieri noapte. Ceva de genul... Cum merge? Ia să vedem. Ideea este că mă ajută foarte mult grindul. Ăștia deja s-au dus pe baza asta și au anunțat și pe baza asta și au anunțat direcția. Mie ce rămâne de făcut decât să mă duc pe direcția. Cred că asta mă voi duce. Maru, salut! A mers bine aseară. A mers bine aseară. A, live-ul. A mers bine aseară. Băi, ia să vedem așa. Stați că am văzut o chestie foarte mișto. Ne-au închis școlile, ne strică viitorul la toți, o să ajungem niște idioți. Gogule, știi cum e? Închid școlile, dar eu zic că ai preferat să trăiești decât să ai școală și să fii în spitale, știi? Cam asta e ideea. Gustav, hai noroc! Ion Agen, salutare Paul, salutare chat, aolo, ți-am văzut tricou, foarte mișto, domnul Iona, foarte mișto tricou pe alb, salutare Kenzo, iată că a venit câștigătorul tricoului de la concursul trecut, și ia uitați-vă, dragi prieteni, acum că tot a venit Kenzo, suntem 12 oameni pe live, pam, 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 iată că s-a făcut și tricoul pentru câștigătorul nostru, domnul Kenzo. Să-l porți cu plăcere, domnul Kenzo, și să te bucuri de el. O să-ți-l trimit, cred că luni. Luni o să-ți-l trimit prin poștă, nu știu cum voi face, dar ne descurcăm noi că suntem băieți mari. Să-l porți cu plăcere. Am fost la o plimbărică cu mașina, de când am parcat în fața porții, primesc notificare de la dumneavoastră. Mă, ce nebune avem aici, mă, nebunule, mă.
Stai așa, cuțule, să fac și un grind, dragi, până ne mai strâng. Jackson, salutare, Jackson, nu ne-am mai văzut de mult. Break. 3, 2, 1, bang, bang. 4 bombe s-au dus la fetiță, ia să ne uităm acum. Ia să vedem. Ia. Bam, bam. Nice. Și acum ne întoarcem frumos. Sper să nu rupem asta. Am apăsat break-ul. Ne întoarcem. Dacă am lăsat bombele astea, deschidem trapa cu bombe. Ia uite ce frumos să deschid ele, mă, mâncarea și gula lor. Una, două, trei. Și mi-a mai rămas o bombă. M-a învățat un speedy cum să face. Ia să vedem. Ia, ia. Mi-au luat ăștia. Bam, bam, bam. Aruncată la prostul bomba degeaba. Ia-o de aici, boss. Uite, eram aici. Pam, 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 pam. Încercăm să fugim, că o să vină avioanele inamice pe alea. Bogdan, salutare, așa, ia să vedem așa, salutare Kenzo, am fost la o plimbărică cu mașina și când am parcat în fața porții primez notificare, Jackson JJ. Nu, 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 nu mă poți lua, că eu sunt bandit, eu întorc foarte repede, domnulețul meu. Facem și un custom cu avioane la bere mare. Băi, la avioane, da, putem să facem, da, mâine. De-abia aștept să văd cum îl prinde culoarea neagră pe Iona. A, da, că o să fie pe live-ul lui. Sunt șofer de performanță, păi numai de 15 ani sunt cu volanul în mână. Am înțeles, păi cum, doamne, iată, mă? Hai să-mi stai așa, scuză-mă un pic, să mai fac și eu niște puncte. Da, orge distruida. Ia să vedem, stai să luăm și pe ăsta micu. Dacă tot ne ducem să facem și noi niște punctulețe, nu de alta, dar am făcut deja 1200. Facem și noi grind. Target destroyed! Ia de aici, boss. Ia de aici, bossulică. Aha. Luăm și noi pe ăsta. Ia de aici, bossulică, că ți-am dat critical, bossuleț. Bosulețule, aveți toate că ți-am dat critică. Da, da. Hai, că am scăpat, gata. Hai, că am scăpat. Doamne ajută, cât 1541 de puncte de boireală. De boireală, așa. Asta este la chill, așa, jucăm la chill. Sunt șofer de performanță, pe numai de 15 ani sunt cu volanul în mână. Băi, nebunul ăla, iau de bolt. Ia uite, bă, s-a oprit al dracu. Arge destroyed! 1650 de puncte. Ăsta da, gringogule. Și fii atent că asta ultima este un AA. Păi facem și noi research. Fii atent, mai am și o bombă. Stai că am scăpat, bă. Am scăpat, bosuleț. Ia să vedeți voi așa, că ăla nu mai vine după mine. Și dacă vine după mine, mă doare la baschet, ți spun sincer. Ia, mai vine. Și dacă mai vine... Target destroy! Băi, face Paulica target destroy aici, de rupe! Să moară măsta, stai așa! Stai așa, nebunul pământului, care ești tu nebun, că am început să ne cam certăm, văd! Ia, stai, 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 că a început nebunul! A început nebunul! Nu mergi! Am cam încurcat, stai așa, că dă ăsta lag! Nu! Sau nu spui că se blochează live-ul iar! O să apar așa, se închid școlile, salutare Bogdan, așa, stai așa că nu mai știu, stai așa că nu mai știu ce am făcut aici. Mă ia nebunul. Bă, da, hai să luăm un pic de viteză dacă tot ne-am dus încolo. Pe ce să mai iau, frate, că m-a tamponat ăsta de tot. E cam terminată treaba, băieți. E cam terminată treaba în coteț. Rău. Dai, motherfucker. Dai, motherfucker! Areu, bă, a venit pe mine, bă, bă, cu areu, bă, a venit pe mine, bă. Ia să vedem aici, GG, salutare, da, se închid școlile și mi-e dor de școală. Bă, nebunule, o să apară băiatul pe live, bravo, cu tricoul negru. Facem și un custom, de-abia aștept, Gustav, tararab, tararab. Cam greu e avionul, scapă de bombe, îți scade viteza. Le-am scăpat gucuțule, dar acum cred că abia mai mă scap pe mine, ce să mai... Mie că mă scap în pantaloni, ești nebun la cap. Nu mai am cum să ajung până la bază. Ia uite, deja întrerupe și jocul. E pe terminate, așa face când e să moară, se întrerupe jocul.
Chiar influențează bomba viteză? Da, cu siguranță. Mi s-a blocat și mie live-ul ieri, nu știu ce are. De la alegeri, de la alegerile americane. De la alegeri. A, hai să mai facem și noi un kill. Hai mâncă aici curița lui, să mai facem și noi un kill. Doar un. Arge destroyed. Oh, încă un target destroyed. Hai încă unul, hai încă unul. Hai încă unul. Nu mai poate, nu mai poate. Tași că și-a revenit, ești nebun. Hai să mergem la bază. Fabian, salutare. Ce faci, Fabiane? Cum e la conservator, la liceu de muzică? Unde te-ai băgat? Nu, la facultate, la conservator, unde te-ai băgat? Hai să trăiești, domnul Fabian. Dea Dumnezeu sănătate. Ia, câte puncte a făcut Paulica? Ia, vine nebunul, ia. Vine bunii după mine. Aoleo, aoleo. Câte puncte a făcut Paulica? N-aud? N-aud? Câte puncte? N-am ce să fac cu ele. 2385 să test de ebul la cabla. N-am ce să fac cu ele, ești de ebul. Ce turneu este la conservator la Cluj? Să-ți dea Dumnezeu sănătatea. Acum ești pe note, tată, nu mai e pe urechi. Ești pe note, e pe rom, re minor, fa, 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 re, re, re. Ce am zis? Ce turneu este, apropo? Aplaudați-mă și pe mine, vă rog. Am ieșit pe locul 8 la un turneu, ceea ce pentru mine este senzațional. A fost un turneu 1 versus 1 și a participat și Master of the Masters din Liga Profesionistă. Ce să vă zic, am debutat în Liga Profesionistă. Pot spune că acolo este Liga Profesionistă. Primul meci a fost cu victorie, al doilea a fost cu bătaie, ce recunosc că am luat bătaie. Dar primul meci a fost salvat și îl voi încărca pe YouTube, probabil luni sau marți, să vedeți și voi cum am câștigat locul 8 și trebuie să-mi dea acel decal de 8 ani. E senzație, fraților. Deci vă spun că la primul meci bătea inima în mine, ziceai că mă aleargă Baba Cloanța. Deci m-am speriat de mancă ca pe mine, că am zis că vine Baba Cloanța după mine, așa, așa bătea inima mine, vă spun sincer, jur. Deci mă bătea inima, bum 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 bum, făcea inima. Zic, băi, ești nebun la cap cu tot, cu ascultat, frumos, oprește motorul, vezi că vine nubu, a venit pe lateral, bang, dă-i nebunului. Mai puțin și încep cursul de canto, am ceva arii de cântat, băi, ești nebun, boi, ca salutare. Deci, dragilor, am debutat și în Champions League și am trecut de grupe și am ajuns pe locul 8, ceea ce înseamnă că pentru mine este ce nu mai încăpeam eu în pene. Acum se umflă penele și mai tare în mine și ne antrenăm pentru turnamente mai grele și mai pretențioase. Dragilor, suntem 19 oameni pe live. După cum vedeți, mă țin de cuvânt. Ăsta este tricoul pentru Kenzo, îl voi trimite luni la Galați și domnul Iona a promis, fiind prieten cu Kenzo, a promis că va face live cu acest tricou pe live-ul lui, bineînțeles. Cine nu este abonat la Iona să se aboneze și la Iona, că vrea să ajungă la 1000 de abonați și merită băiatul. Și apropo, la 1000 de abonați, vedeți că face și el un giveaway. Fiți atenți că nu am... Florin Cosma, salut dragilor, salut dragi prieteni, bine ați venit! Mai am, ascultați ce vă spune băiatul, în 2 săptămâni ne jucăm cu F4C. Ascultați ce vă spun, eu zic că weekendul ăsta îmi iau F4C-ul, parcă e primul, nu? Ia, ia, cum aterizează Paulica? Ca o pisică, dar n-are o roată. Nebunule, care ești tu nebun, n-ai o roată, Paulica? Nici nu mi-am dat seama, frate, jur, nu mi-am dat seama. A, nu te rupe, nu te rupe! Oh! Jur. Ce mișto tricouri ți-ai tras, Gogule. A fost un giveaway și va mai fi. Și se mai pregătește ceva în decembrie. Mai avem un giveaway în decembrie. Să vă arăt așa în mare? Vrei să vă arăt? Vrei să vă arăt ce va fi în giveaway-ul din decembrie? Trebuie să aplaudăm la aterizare, că în aviație civilă. Bravo, bravo, aterizat Paulica fără roată, sunteți de bun la cap. Ah, apropo, ia să vedem că am văzut o chestie nouă. Vă mul
Mulțumesc pentru susținere și share. Vă mulțumesc pentru susținere și share. Am băgat asta. Vă mulțumesc pentru susținere și share. O, luda, ce șină tamponat are. Elimină. E, am văzut că la unii YouTuberi pe live, ăsta, poți să-l pui. Hai, sus cu el, sus cu el! Nice! V-am zis când am plecat în Londra și era 5 dimineața, 6 dimineața și să pune avionul pe pistă, bagă motoarele în plin, dă drumul la frână și dă-i, și dă-i, și dă-i, și eu îi făceam ridică-l, ridică-l, că ai viteză, mă uitam pe geam așa, ce îmi dădeam eu seama după becuri. Ridică-l, ridică-l și odată l-a ridicat, fie era, Doamne iartă-mă. Ăsta era meci de booster 300%, da, să știi. Băi, nu știu, cum am văzut YouTuberi ăștia mai șmecheri, poate să pun anunțul aici sau unde poate să... A, aici cred că e. Mesc pentru susținere și share. Ia să vedem. Vă mulțumesc pentru susținere și share. Ia să vedem, apare aici. Și dacă îi dau aici, fixează. Fixez că dacă ai fixat, deja un comentariu va fi înlocuit. L-am fixat. Ia să vedem, mai apare aici. Nu. No. Nu mi apare. Dragilor, oricum, ideea este că meciul este bun. Ăsta, da, să știi că erau de booster 300%, frate, am mai și decolat încă o dată. În ultima perioadă mai joc cu avioane ca să-mi iau și eu Phantom-ul. Am făcut tricou pentru Kenzo. Apropo, vreți să vedeți ce avem giveaway la asta, că l-am și făcut deja, nu vreau să vă mint. Deci nu uitați, dacă vă place cântărețul F-Sharm, dacă îi cumpărați un CD, vă dă și această cană cadou. Iorgu, tata Paul, hai cu tancurile, vine! Hai să vă arăt ce urmează să fie și în giveaway-ul de Crăciun. E făcut deja. Pam, pam. Pam, 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 pam. Pam, pam, s-a văzut un pic de roșu sus. Se vede un pic de roșu sus. Pam, 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 pam. Deci deja avem pregătit giveaway-ul pentru decembrie. Vă las pe voi să ghiciți și acolo. Ne ținem de treabă sau nu? Am intrat și noi în Liga Profesionistă. La YouTube am intrat în Liga Profesionistă, producem, da? Facem bani de aici. La War Thunder jucăm în Champions League, jucăm pe tournaments. Locul 8 în tournaments, da? 1 versus 1. Păi ce mai vrei, mă, cu... Păi nu facem noi giveaway-uri. Nice! 2385 de puncte, o tonă, 53 și 6 gram target distruse. Adevărat, să știe. Ia să ne mai șervim noi un pic. Câte puncte o fi făcut tata Paul? Ia să vedem. 42.000 de Silver Rai, 24.000 de puncte research la un avion. Mai vrei ceva? Mai vrei ceva? Vă întreb. Dacă aveam booster de 300%, făceam undeva la cât? 300%? 65, 70 ceva de mii, 74 de mii și eu. Ha? O fi fost rău? Dar știi cum e? Nu poți să dai drumul la booster când știi că vei avea un joc nasol. Brigada, România Gaming, YouTube România, War Thunder World, până nu mai găsesc ăsta. War Thunder Fans, Gaming România. Mă rog, nu mai găsesc ăsta lui Biga. Cum ar fi să comentez videourile abonaților? Tudor, salutare, 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 Ioan. Băi, fii atent, la un moment dat s-a discutat de când eram în Dacia, fiți atenți aici, cât a făcut Paulica Research? 24.000 de puncte de research, băi, fraților. E ceva. Eu zic că e ceva. Gata, mămăliga, vă invit la mămăliguță cu brânză. Bun, nice, nice, nice.
Să când, mă gândeam la un moment dat, apropo, când am mai jucat și la un turnament 5 vs 5 și vedeți că am apărut, am încărcat pe pagina de Facebook, am apărut pe Twitch la eSports War Thunder Gaming. Am jucat și acolo, dar n-am făcut noi mare lucru. Mulțumesc! Mulțumesc mult de tot, mă aplaudă sfii de aici. Iorgule, azi am luat Yak Tiger. O, bun, uite, mi-ai făcut poftă de el. Fii atent aici. Fii atent aici, unde știi, unde l omori pe Yak Tiger. Ideea este următoarea. Am trecut în liga profesionistă. Merg acum pe avioane. Salutare, tata Paul, ce faci? Nu mai ești pe pandemia asta? Nu mai ești, nu mai ești sau nu mai ești pe pandemia asta nenorocită? Am ieșit, am fost la cumpărături, am fost la aia. Tu un pic am obosit. Suntem în personal redus din cauza unui coleg, ca să zic așa, și sunt un pic am obosit. Bine ai venit, Crisule! Este o gură de cafea. Hai să jucăm cu Niac Tiger, că mi-ai făcut poftă. Ce mă stai aici? N-am mai nicio treabă pe asta. Ia să vedem. Azi am luat papapam, papapam, papapam. Andrei Marin este și live. Gata, dragilor. Este cineva, este vreun iubitor de jocul War Thunder care încă nu s-a abonat la prietenul nostru Iona Games? O să vă rog să-mi răspundeți la întrebare. De ce? Pentru că v-aș ruga să vă abonați și la prietenul nostru Iona. De ce vrea să ajungă și el la frumoasa sumă de 1000 de abonați. Nu de alta, dar vrea să facă și el 30 de euro decenți pe lună din reclamele de YouTube. Este domnul Iona. Parcă și data trecută ai jucat cu Super Persin când ți-am zis de el. Păi, Gogule, ești o inspirație pentru mine, domnul Ioru! Eu nu știam de Iona. O să te rog să te abonezi și tu la el, te rugăm frumos. Adevărat. Vrea să ajungă la 1000 de abonați. I-am citit gândurile, Sanchi. Am fost pe live-ul lui și e bine că și-a format un target. Care este targetul lui? 1000 de abonați. Bravo, frate. Noi te ajutăm. Eu nu m-am abonat la Iona. Mamă, deci nu e, te trec în lista neagră, în blacklist. Deci nu pot. Deci nu pot. Nu pot să cred așa ceva că nu te-ai abonat la Iona. Deci n-am cum să cred așa ceva. Postează link-ul. Fii atent, Iona. Iona, fii atent aici, dragule. Ești moderator pentru 10 minute. În 10 minute, odată la 30 de secunde, bagă-ți link-ul pentru a te ajuta cu abonați. De ce? Pentru că și el joacă War Thunder și ce să vezi? Face live-uri cu War Thunder. Și are și tricou cu War Thunder și face și giveaway la 1000 de abonați. Deci ce mai vrei? E rețeta perfectă. Este rețeta perfectă! Păi ăsta e Jack Panther, Gogule. Ăsta e Jack Panther, Goguțule. Tu ce-ai zis? Jack Tiger sau ce-ai zis tu? Ăsta e Jack Panther. Iac Pantherul este? El este? Micuțul este? Domnul Iona, fii atent că nu mai e Iona, frate, pe asta să se aboneze să se aboneze lumea la el. Iona! Iona, Massive Gold, sănătos! Sănătos și voinic chiar. Băi, ăștia trebuie să vină. Ia uite-l. Băi, păi ești nebun cu când i-a dat, mă, cu 77. Ia uite-l, bă, ce a apărut ăla acolo, bă, băiete. A luat, gata, la revedere, s-a dus. A terminat șmecheria. Dă-i Gogule acolo. Repairing. Iona, aici sunt. Bagă-ți link-ul, tată, 30 de, la 30 de secunde. Bagă-ți link-ul, vrea lumea să se aboneze la tine, nebunule, care ești tu nebun. Ia trage asta.
A tras trei cu mitraliera să vadă unde sunt și după aia mi-a dat-o. Frumos, nice. Hai, domnul Iona, puneți link-ul, puneți link-ul sau... Mamă, m-a dat și cu Hit FS. Mulțumesc mult de tot. Ce dracu să faci cu ăsta, mă? Iar jucăm cu Jack Panther. Deci fii atent ce își face Iona aici. Își face antireclamă, mă, el. Ăla e de 7-3, mai al dracu. Trage cu Hit FS. 7-3, 7... Opa, că a apărut link-ul lui Iona Games. Haideți, vă rog, dragi prieteni, să-l ajutăm și pe Iona să facă 1000 de abonați. Nu de alta, dar vrea să facă și el 30 de cenți bănuți din reclamele de YouTube. De la YouTube. Să nu fiți invidioși pe el, credeți-mă. Să nu fiți invidioși. Că nu aveți de ce. Și ce face Nubu de Paul? Se duce exact în același loc. Ăla s-a dus înainte cu echipierul meu, ceea ce înseamnă că s-a liniștit treaba acolo, mi ți l-a luat pe ăla. I'm sorry pentru ce? I'm sorry pentru ce? Nubule, care ești tu, nub, Paulic? De ce ești tu așa de nub? I'm a new subscriber, pe bune, domnul Chris. I, really? Îți dea Dumnezeu sănătate atunci, dacă ești un new subscriber. Domnul Chris. Stai, scuzați-mă. A, new subscriber la Iona Games. Foarte frumos, am ajuns la 750. Thank you very much, welcome, with my pleasure. No, no, domnul Iona, rămâi dator la mine, trebuie să joci pe live cu tricoul de la Kenzo pe care îl fac eu cadou. M-a luat din lateral. E, nu pot să cred așa ceva. Și ce crezi că m-a luat? IS-2. Oare are putere de penetrare? Îți dai seama, m-a luat. Am ajuns la 750. Hai să-l ajutăm. Hai să-l ajutăm pe Iona. Hai, mă, că acum faci 800. Săptămâna viitoare 900 și aia e. Și ai scăpat, domnul Iona. Am zis. Asta am să fac. Da. Eu am uitat să spun. Trebuie să-l faci în curul gol. Doar în tricou și în curul gol. Să faci... ne arăți găluștile. Ne arăți găluștile. Pa, tricou de la Paul. Mai arăți o țâță. Să vezi cum ajungi la 1000 de abonați într-o oră. Crisule, eu am abonat la Iona Games, dar de foarte mult timp, dar am dat unsubscribe și după subscribe să apar la notificări. Mâncați aici gurița ta, bravo. Frumos gest. Ia uite aici. Personajul din Star Wars, dar nu mai știu. Maul. Iorgu, am luat camuflajele la Dicker Mac, ia par. Bă, ești nebun. Ăla nu YouTube, e altceva. Ăla e RedTube. Ah, doamne, am înnebunit. Oh, nice. Prospătură. Nu m-a văzut, Nubu. M-a văzut Nubu. Tot ăla. Ideea este că și eu m-a ridicat ca prostul pe mobila aia. N-are nimic, așa învățăm. Așa învață lumea. Bodină, hai noroc, maestre Paulică. Ia uite, maestre Paulică, ce am eu aici. Domnul Bodină, ia uite ce am aici. I-am făcut tricoul lui domnul Kenzo, câștigătorul de la giveaway-ul trecut. Frumos, nice. Miroase a nou. O să îl pun la poștă, dar sper să vină întreg, ca să zic așa. Ce faci, domn Bădină? Eu până nu iau camuflaje, nu trec mai departe. Faci o greșeală dacă mă întreb pe mine, pentru că nu au nicio influență. Camuflajele, doar o mică parte, 10% dacă mă întrebi. Ia să vedem. Doamne, ajută-mi, mă, 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 mă. Nu, ăsta e meu. Deci trecuse, bă, ăla.
Eu cu slujbă, în slujbă, am uitat să mă uit pe GG, intrai și eu în casă acum să fac pregătirile pentru ziua lui mama de mâine. Mâncați aici gurița ta să străiască, să-i dea Dumnezeu sănătate, să fie fericit alături de voi, că voi oricum sunteți fericiți alături de mamă. Fără mamă, opa, ia uite-l. Nice, m-a luat IS-2. Să străiască, să fii fericit. Aha, dar joc doar archei. Dacă nu am camuflaje, e ceva neinteresant. Deci dacă joci archei, camuflajele chiar n-au nicio treabă. Încă o dată, că e voie, bineînțeles. Frumos camuflaj. Le are tata pe toate. Le are tăticul vostru pe toate. Băi, cu ce am mai jucat noi în ultima perioadă? Nici nu știu cu ce să mai juc. Mulțumesc mult, mă apuc să fac thumbnail-ul pentru mâine. Mulțumesc mult de tot, da, îmi pregătește mâine bădină un thumbnail pentru live-ul de mâine. Mi-a apărut notificare Albert Sulă. Cum dracu să te cheme, mă, Sulă, mă? Salam, ciorbă, Sulă, care mai sunt, mă? De ce pot auzi Panzer Light pe mod bas când văd Panzer Kampf? Oh, vă l-o mâncați-și gura ta, nu știu să-ți răspund la întrebare, că nu prea mă înțeleg ce e Panzer Light. Apropo, poți să îmi spui cum ai jucat la turnament? Gogule, stai așa, scuze-mă un pic. La turnament 1 vs 1 s-a calificat Paulica pe locul 8. Ia jugurița lui, am jucat în Champions League, adică am trecut de grupe. Da, bă, pe ăla îl cheamă Sulu, uite, vă dau pe bune. Albert Sulă, sau mama trecu, cum îl chema, am primit notificare. Un manelist. Probabil e în trending. Hopa! 50 de euro. 50 de euro donație de la, pe PayPal. Du-te, bă, nebunul, bă, nebunul a zis că vrea să-mi doneze, mă, ești nebun la cap. Eu nu l-am crezut, deci jur că nu l-am crezut. Stați așa, bă, stați așa. Deci stai așa că a venit notificarea, ai primit 50 de euro de la Mihai Crăciun. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. A zis nebunul. Hai cu live-ul ăla că vreau să-ți donez. Poate să vă confirme, băieție. Hai cu live-ul că vreau să-ți donez. Băi, lasă-mă, nu-mi dona mie. Salutare, Paulică, like la plăcere. Îți mulțumesc mult de tot, frate. Nu te-am crezut. Hai, făcea Mihaiță. Băi, hai cu live-ul ăla că vreau să-ți donez. Hai cu live-ul să-ți donez. Lasă-mă, mâncare nu-mi dă. Să-ți dea, Doamne, mulțumesc cu ție, Doamne, cum ai tu grijă de noi. Banii pe Harrier. Bine zis. Vreau să-mi iau voiture. Îmi iau voiture, ascultați ce vă spun, și-mi iau și Harrier. Mulțumesc, domnul CMM, o să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mamă, mai mă uit odată, jur. 50 de euro să-ți dea Dumnezeu sănătate. Ia uite, de la Speedy. Eee, uite, confirmă Speedy că zicea nebunul. Aoleu, am început cu ăsta, dracu, ce fac cu el? Deci când am văzut PayPal-ul acolo, să trebuie chiloții, ești nebun la cap. 50 de euro, băi, ești nebun. Mulțumesc, frate, respectele mele, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Deci, o să fac, ați văzut că pe YouTube, pot să fac pe canalul meu, pot să fac statistici, să vă pun o întrebare, să întreb comunitatea. Și o să vă întreb dacă cumpăr voiture sau Harrier-ul. Mihai Landrii, vă salută Darnesu, să treci, domn Darnesu, tocmai am primit 50 de euro de la prietenul meu, CMM-ul, care a jucat și el la turnament și s-a calificat, mi-e rușine să vă spun, pe locul 7 s-a clasat nenorocitul. Nu m-a auzit nenorocitul. S-a clasat pe locul 7 nenorocitul. Și eu pe 8. Dar m-am calificat și eu în Liga Profesionistă și am trecut și eu de grupe. Bă, nu mai contează cum, dar am trecut de grupe. Bă, sigur m-au vecin, eu garantez că m-au vecin. Mami, vorbesc un pic prea tare. Tocmai am primit 50 de euro dacă te interesează. Mă doare la pască să vină, să vină poliția să mă amendeze, ca și banda amendă. Buzunarele nu mai sunt goale. O să vă întreb pe pagina mea de YouTube dacă îmi cumpăr voiture sau Harrier. Harrier, bună idee. Bună idee, Harrier-ul scrie pe mine.
Dar unde te duci cu ei? Apropo, îmi cer iertare, m-a luat jocul, ești nebun la cap. Bravo, CMM-ule, mi-ai dat un pic de energie așa, parcă nici nu mai mă simt obosit. Hai noroc să fii sănătoși la 50 de euro. Uite acum, îmi fac așa, Harrier, voiture, Harrier, voiture, Harrier, voiture. Bă, Dină, îmi poți spune, te rog, cum ai făcut să particip la turneu? Trebuie să faci un squadron ceva. Dragilor, acum vă arăt. Dar s-ar putea mi să... O să fac un... O să fac un... Un... Un filmuleț, un clip. Mamă, tare mă, ești nebun. Eu nu l-am crezut. Îmi zice ce mi-e, mă, bă, hai cu la, la, vă lasă-ți dune. Lasă-mă, Mihăiță, nu mai îndona mie, nu știu ce, nu știu cum. 50 de euro, mâncați-și gura ta. Pup eu pe voi. N-am învățat niciodată cum să trec cu eu după avionul. Râde, Iorgu. Nenorociți frumos, sau ce zice? Nenorociți frumoși, rectif. Nenorociți frumos, să știi. Bună vorbă. Ce m-au omorât, M36. Oare ce dracu căutam eu acolo? Vorba lui Iorgu. Iorgu! Hai mă un pic că vine artileria grea, boys! Venim cu artileria grea! Bobby Calpe, salut, vin și eu, un invite! Să-ți dea Dumnezeu sănătate! Tocmai am primit 50 de euro! Harrier, voiture, Harrier, voiture. Ce vă pregătește tata Paul de giveaway-ul de Crăciun? Avem giveaway de Crăciun? Tărărără. Și o să-l facem înainte ca să-l primiți de Crăciun. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Și semnezi și pe cutie, cu autografe, cu dale, aici nebun, ca vedetele alea mari. Ca vedetele alea mari facem. Bobby Carl, pe ce mai faci? Pe tancul ăsta rusesc nou, ce zice, foarte bun, dar nu l-am. Este senzațional, dar n-am jucat cu el. Păi, e normal. Și-au făcut tancurile fiind jocuri rusesc, și-au făcut tancurile cele mai bune. Clar. Uite-mă. Acum nu mai sunt și eu cu avionul. Bă, Dină, vorbim mâine dacă e, bineînțeles, eu oricum, da, și poate să vedem și pe ăsta. Fly Daily, ce ești, bineînțeles, când o să ajungi și eu la 1 milion de abonați ca Fly Daily, o să te anunț pe tine înainte, domnul Bobby Calpe. Ești așa de entuziasmat că sigur mori în 2 minute, jur, băi. Băi, Gogule, să mă ierte Dumnezeu, vine un băiat și-ți dă așa. Gogule, cât ai fi de șmecher? Ia face așa. Ia și tu 50 de euro. Vine unul la tine și ce așa. Ia 50 de euro. Ia-ți ești gurița ta. Strămură un pic așa gladiul. Adrian, Paulica, ce faci? Mulțumesc bine. Tocmai am primit 50 de euro cadou de la CMM. O să-i dea Dumnezeu sănătate. Pe cana aia splendidă este gravat numele meu. Gata! Uite, s-au prins băieții. Bine, băieți. Au început să se prindă băieții. Gaming infinit. Paule, salut! Adrian. Wow, 50, bun. Domn Bobby Calpe, să te uiți, te rog frumos, pe YouTube, pe pagina de Facebook care o aveți în descriere. La, 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 la. Tocmai am jucat în Champions League la tournaments și am trecut de grupe, am terminat pe locul 8. Am trecut de grupe, trebuie să mă vopsesc, mă rog, să-mi vopsesc părul în galben cum au făcut tricolorii când s-au calificat în America. Așa trebuie să fac eu acum, dar partea proastă este că nu prea am ce să vopsesc la mine. Ia uite-l, ia uite-l. Target destroyed! Doamne, 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 în ritmul ăsta ne dai giveaway un PS5. Păi bineînțeles, tată. Păi cum să nu dau, mă, mâncați? Stai să mi-l iau eu. Target destroyed pentru Gărgărelul, s-o știe! Am văzut, lăsați-le, ne pregătim. Bravo, mulțumesc, să începem cu PS4 ăsta. Bună idee! Deci, dragilor, deci, acum o să aveți filmulețe pe canal din Champions League și cu sigla PlayStation 5,
de când îl vor băga ăștia la EMAG sau la Altex. Deci cam așa se discută acum, da? Am trecut în liga profesionistă, da? Gata, ies că ești în mână și mă dor inima. Și am mai primit și 50 de euro de la CMB-ul. Mamă, mă îmbăț. Deci, Harrier scrie pe mine și de bun la cap. Harrier, Harrier, Harrier. Voiture, voiture, voiture. Harrier, Harrier. Cum dracu mă să nu-ți vină chef de vorbă când primești 50 de euro? Vine unul și zice, ia Goculești, ce e aici? Ia. 50 de euro să dea Dumnezeu sănătate. Cum dracu să nu te bucuri, Doamne iartă. E ca un, sunt ca un copil de la neapă. Dar stai seama când, când o-i primi PlayStation 5. Să vezi, atunci nebunie, ești nebun la cap. Dar doamna SRI ce zice? Nevastă mea mi-a zis să îmi pun căștile. Super! Îți dai seama, nevastă mea? Că ești gura ei. Destroyed! Dedicație pentru CMB-ul, să știi, la 50 de euro mâncați de gura ta. Uite ce kill-uri fac aici. Doamna? Că ești gura ei. N-are curaj! N-are curaj să miște! Nu mai zic că după aia mă arestează ăștia cu protecția familiei, cu alea. Ai văzut că l-a arestat pe acolo, săracu. Dacă mai zic ceva, cine știe ce te-a cumpul ăștia în cârcă? Eu sunt și-o pun în casă. Chirlu, chirlu, chirlu! Aole, Doamne! Mamă, deci chiar Harrier, eu mâncat, vroiam să-mi iau voiture. Ce să-mi iau voiture, mă? Harrier nebunilor scrie pe mine. Bă, dar ce venea ăla micul lansat așa, mâncai aici gurița lui, ce venea el. Super, banii deja nu mai sunt la el, banii nu mai sunt, i-a luat. Cu aia 50 euro la un microfon nou. Gogule, nu s-aude bine ăsta, eu zic că s-aude. Nu mai fac nicio investiție în ăsta, de ce? Pentru că mi-au PlayStation 5. PlayStation 5 trebuie să-mi iau probabil camera, alte căști. Căștile s-ar putea să meargă, dacă nu, pastele le vând, că am dat 4 boloane pe ele, Gogule. Sunt noi. Au, acum în Crăciun fac un an. De Crăciun fac un an, ești nebuna că bă, ce trecut anul, bă. Deci ăsta e nenorocitul care l-am omorât, ia să vedeți voi. Pe mine vine chitit. Ia, au început să se dărâme alea. Paul, mor de râs, zici că ai băut, nu te supăra, nicio problemă, salut! Ce ai făcut, Bobiț? Ce ai făcut, Bobiță? Fugi, fugi, am zis. Arge destroyed! Stai să-l faci și pe ăla. Îmi cer iertare, scuzați-mă. Băi, așa sunt eu pe Caterin, că zici că am băut vorba voastră. Arge destroyed! Pentru gărgărelul să știe. Mai e unul aici. Ia, aici lower plate, îi dai lower plate. Arge destroyed! Aoleu, ce de kill-uri, Doamne, Doamne, Doamne. Bă, ce înseamnă, bă, când intră 50 de euro acolo în dispozitivul ăla la bancomat, la soție, îmi dă și harul și talentul, îi dă drumul la lanț. Eu mă mir cum de nu, eu mă mir cum de nu vin vecinii, vă spun sincer. Deci eu la cât de tare țip aici, eu mă mir cum de nu vin vecinii. Paul mor de râs aici, salut Andrei, Gaming Geek, cine o să își ia F4 în curând? Tu și eu, că mi-l iau și eu. Hai, ieși din modul camper și dă-mi invite, Adrian, am cumpărat un microfon de 15 lei, nu-mi trebuie, nu-mi trebuie. Banzai, banzai, jucăm cu banzai, banzai! Hai să continuăm acum, jucăm cu ce? Cu ce vrei să jucăm, domnul Banzai? Cu american? Cine vrea să mai joace cu noi? Mai sunt două locuri, cine mai dorește, cine mai poftește. Cum dracu să nu mă apuce vorba, ia mă la 50 de euro, sunteți de bun la cap, 2 milioane jumate. Îmi cer scuze, 240 de lei. Ha. Dacă nu vine doamna SRI cu tigaia, nu, că mi-a făcut cu spirit, așa că îmi dă cu spirit să... Și la leargă înseamnă că nu sunteți căsă... Eu nu sunt căs... Înseamnă că eu nu sunt căsuret. American 6-3, gata, Gogule! Vă recomand. Este senzațional cafeaua asta cu lapte. Apropo, domnul Gărgărelu, vezi că mi s-a terminat cafeaua, ia multă de la tine. Mai vreau. Gărgărelu lucrează cu cafele, cu dase și îmi dă și mie. American 6-3. Mamă, deci Harrier-ul, fai de capul meu, voi vă dați seama. Live cu Harrier. Dacă ai... Aaa, ce bun a fost asta, mâncam! Stați mă, să dau camera asta un pic mai mare. Nu vrei să dau camera un pic mai mare?
Ce ai f... Ce ai făcut, Bobiță? Ia uite-l pe Paulica acum, vă era frică că nu-l vedeți pe Paulica. Hai, dă-i drumul la treabă, păi dacă nu dai ready, ce să facă, mă, mâncați? Toți vrem herierul, nu vrem altceva. Exact, ce să mai da? Pune și întrebarea pe asta. Da, uitați-l pe Paulica aici. Trebuia să-mi pun mască, mă. Hai, 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 dă-i ready. Bine, boss, hai de boss. Ai călcat pe fir? N-am călcat, mâncați aici gurata. Mi-am luat un calculator de 53 de euro, E5 2066 nuclee, de 53, de 5300 de euro. Domnul Iona, că tot ești moderator, mai puneți odată mâncați aici gurița ta, puneți odată, mai puneți încă o dată link-ul cu canalul tău și vă rog să-l ajutăm și pe domnul Iona, că de nu vă dau cu Mona, ca să rimeze. Hai să-l ajutăm pe Iona, că de nu vă dau cu Mona. Ca bătrânii, așa, să mirosim frumos. Herier! Cine nu știe, pentru cunoscători. Herier. Roger, roger. Bun, bun, primul like cu Herier, pu dedicație pentru donatorul. Stai să mă... Like pentru Iona, la plăcere, mulțumesc. Ia uite, băi, cine știe, mă. Băi, cine știe, pe Iona. Dar eu nu vă-l pui de ăsta, bătrâne, norocitul ăsta. Scuză-mă, prietenul meu, Gărgărelu. Ia luați-l băieți pe Paulic aici. Dită mai porcu. Dacă nici acum nu mă vedeți bine, ia uite. Like la Iona. T28, ce dracu să-i fac lu' ăsta? Deci aici toată șmecheria la harta asta este cine ține zona. Ca să nu-l incomodăm pe ăsta. Cine ține zona asta, cine ține B-ul, cine deține B-ul de fapt, cine a câștigat B-ul, a câștigat meciul. 19 oameni prea, mulțumesc mult de tot. Chat, votăm toți pentru voatul sau cum se cheamă ca să plângă tata Paula. Îl iau. Doamne iartă-mă, nu, deci oricum. A, liniștiți că iau ce vrea comunitatea, mă doare la bații pe mine. Ce eu nu pot să mi-l cumpăr, doamne iartă-mă. Că de-aia muncim. Înfometăm copiii și ne cumpărăm tancuri premium. Sunt împit, este? Maria, nu vrei să mănânci aur cu ceapă două luni de zile să-și ia și tati un tank premium? Copilul ține la mine, mă! Pot să pun link-ul de la calculator? Nu. Dar nu m-am băgat bine aici. Costel, salut, Costele! Bine ai venit, domn Costel! Zici și Drocea! Drocea, uite-te în față, uite-te în față, gărgă! Hai mă, să-i dau și lui aici, la option. Sorry, sorry. Hai mă, să-i dăm și lui aici, să vadă și lui asta. Domnul Dracea, tocmai am primit 50 de euro donație de la CMM-ul, să-i dea Dumnezeu sănătate, să vă dea Dumnezeu sănătate tuturor. Uite, cum stă camperul nenorocit! Cum stă camperul? Uuu, camperii! Ai pus prostia, parcă e morcov. A, da, e o porcărie asta. E morc, are tata, asta e cu Halloween-ul. Cea mai urâtă chestie am câștigat-o eu cu căcatul ăsta de pălărie. Cea mai urâtă chestie eu am câștigat-o. Eu aș vrea să traversez aici. A, păi, bravo, Banzai! Nice, Banzai, cel mai tare jucător de War Thunder pe care l-am cunoscut eu vreodată. Hai să-l încurajăm și pe Banzai. Un like, un like pentru Banzai, să știe, să ne trăiască. Oh, fuck! Target destroy, mâncava-și gura voastră ce l-am luat pe ăsta. Mâncava-și gura voastră, ce frumos. Ce frumos l-am omorât pe ăla. Băi, dracu, au venit doi, bă. Așa, vezi că ți-o iei cotit, vezi că ți-o iei, de ce nu poți să pui ea? Păi ce, doamne, aici e PC garaj sau ce, doamne, iartă-mă, e mă, gogule aici, mă? Băi, ce, doamne, iartă-mă, veniți cu prostiile astea, cu bășinile astea, mă? Poți să pun nicu, crezi că interesează pe cineva din această comunitate calculatorul tău când ei probabil au calculatoare de două ori mai ieftine sau mai scumpe decât al tău?
Bună seara, Grigo! Poate îți ciufulește pălăria. Mi-a ciufulit-o, Gogule, din păcate. Cine nu are un PC bun, poate să-l ajute. Să uită pe PC Garaj. Domnul Iona, mi se pare mie sau n-am mai văzut de mult link-ul canalului tău? Păi dă-o încolo de treabă, ce-am vorbit? Hai, Gărgărelu, am toată baza în tine acolo. Ia uite-l, mă. Stați-și o secundă, că vin acum. Acolo e. L-am luat pe ăla, i-am luat motorul. Bine, Gărgă, ne concentrăm și noi un pic. Stai acolo, stai acolo, că stai bine. Aud aici. A, sunt ai mei, nice. Nice. Ioli, Ioli, bună seara! Adrian, câți ani ai? 19, nu prea cred. Cum a fost la turnament? Senzație. Senzație, bătea în inima mine, ziceai că m-am speriat de baba cloanță, vă spun sincer. Vă spun sincer, m-am căcat pe mine de frică și de emoții. Aveam niște emoții de-astea constructive. Un meci l-am câștigat, unul l-am pierdut și mi-a dat nenorocitul bombă, dar n-a făcut nimic. Și ce să vezi, m-am calificat, am trecut de grupe, m-am calificat și am terminat pe locul 8. Bravo, Banzaiule! Bă, cine știe meserie, știe! Am făcut PC-ul meu mai tare ca un PS5. Bravo, Gogule, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Despre asta vorbea domnul Andrei. Unii dintre ei au de două ori calculator mai bun ca altul și nu se laudă ca tine. Și aici nu e PC Garaj. Ce dracu e asta? Gărgărelu, te duci... Bă, nice, Gărgărelu! Să știi că e copil, nu îl mai certa și a luat calculator și este și el bucuros, se bucură cu noi, nu se laudă. Să se ducă la PC Garaj. Ia uite, a început să bată doamna în ușă. Aici e vorba de veteran, Gogule. Voi fiți atenți ce vreau să fac. Hai, Gărgăroiu! Stă, Gărgăroiu, camper. Am trecut! Bă, s-a dus unul cu un BT5, ești nebun la cap. Nice! Nice, l-a luat pe ăla. Hai, du-te, Gărgărelu, că ești rapid, du-te-n B. Tu-mi aici frumos. Îl ajutăm pe Gărgărela. Tu nu ai la PS5 și deja ești foarte bucuros, exact. Păi cum să nu fiu, Gogule, că știu că urmează să-mi iau PS5, ești nebun la cap. Doamne, abia știu, voi vă dați seama cum se va vedea ăla pe live-uri. Multilingo, salutare, domnul Multilingo! Sper că ești bine, după cum știți, domnul Multilingo stă în Viena.
L-am contactat cum a, cum a fost nebunia aia, cu nebunia aia, că altfel nu pot să le spun. E bine, dacă a apărut pe live-ul meu, înseamnă că e bine să-ți dea Dumnezeu sănătate. PC-ul la putere. Este, Gogule, dar eu n-am bandă PC. Eu abia aștept să iasă. Ăla va ieși. Ăla va ieși, că n-are, nu mai are stare. Destroyed! Doamne, doamne, ți-am făcut! Băi, șmecher ăsta, mă. Păi așa este fericit el, și de ce sunt fericit? Tocmai am primit 50 de euro donații și de bula la cap. Cu dragul să nu fiu fericit! Doamne, doamne! Doamne, cum îmi iau eu Harrier Premium acum la noul update? Yeah! Eu am laptop 1660 Ti, super Ti-ul. Ti-ul ăla e important pentru mine. Altă viață Ti-ul, tată. Când... Ia! Brumbar! Arge destroyed! Oi! Brumbar, mă! Adevărul că ăsta când dă cu brumbarul, păi dă, nene. Nu prea se joacă. Acum, n-are rost să mai înaintez, înțelegeți voi? De ce să înaintez? Ia uite-a! Nu te văd, nu te văd, unde ești? Ah! Aici ești! Unde ești? Pantera, m-a luat în spate, nenorocitul, scârba scârbelor! Când e update-ul? Cred că săptămâna viitoare, dacă mă întrebați pe mine. Oh, ce emoții am avut! Hai să jucăm cu 6-3. Hai să jucăm cu 6-3. Domnul Multilingo, spune și mie care e feedback-ul tău de acolo, cum e, ce s-a întâmplat, băi, arăta un român la televizor, frate, îi venea să plângă, mă, îi venea să plângă. Paule, Harrier este foarte greu de controlat, ca elicopterul, Gogule, este exact, este exact ca elicopterul, crede-mă. Pentru mine, care joc în Champions League, adică în tournaments și am terminat pe locul 8, nu mai există, nu mai există secrete în acest joc. Știți, după cum știți, modestia mă caracterizează. Am jucat în tournaments și am ieșit pe locul 8. Și ce să vezi? Am trecut de grupe. Asta înseamnă că am trecut de grupe, m-am calificat în Champions League. Mă retrag un pic la băiță. Ah, tu mai faci băiță? Gata, Gogule, ți-am scos moderatorul, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Bine, Banzai. Bă, Banzai, a rupt jocul ăsta, mă. Dă-te înapoi, Banzaile, te rog eu. Te rog din suflet, dă-te înapoi. Kill assist, nice. Nice! Stai aici, stai acolo. Stai acolo, lasă-l. Mulțumesc, țin să te contrazic, nu este același control. Bine, nu e nicio problemă. Nu e problemă de război. Ne adaptăm. Noi ne adaptăm, nu el după mine. Haide! Ah, l-a luat, mă. Ah, shit. Oh, shit. Shit. Iorgu, ceul s-a dus dracu. S-a dus dracu, ne bată ăștia de necălcăm pe noi. Uite ce e acolo, ia. Haide-i cu avionul, nu avem avion. I'm Alpha, salutare, domnul Alpha. Bine ai revenit, domnul Alpha. Ne-au luat și ceul, ne-au bătut de necălcăm pe noi. Fai de capul meu, când era Banzaiul primul. Ce dracu ne face noi în situația asta? Du-te pe ce, Gogule? Da, artilerie pe ce? Aici undeva e. Lasă că mă opuc cu piodă ăla.
sfințișorii, mătii, până te încarci. A venit toți lângă mine, mă, ești nebun la cap. Big like și am ieșit, mulțumesc mult de tot. Cristian Iman, salut, Paul, Animan, salut, Paul, aștept invite-ul. Gata, gogule, ne-a omorât toți stuindu care a venit la noi în bază, mă, sunteți nebun la cap. Abia acum, cade bomba pe ăștia, fii atent. A căzut bomba. Oh. Stai că nu pot acum să-ți dau invite. Ia să vedem, ăsta mai este, Gărgărelu. Banzaio! Să știe, mă, Banzaio, bă, Banzaio ăsta știe carte, mă. Ăsta știe că abecedarul War Thunder, ești nebun la cap. Ăsta știe abecedarul War Thunder. Dar de ce stai cu spatele, mă, mâncați ai șcurul tău? Ia uite ce e aici în spate. Ia și pe ăsta de aici, dă-i cu mitraliera. Dă-i. Bine, mă. Dă-i acolo, dă-i să fie. O, trei au venit pe... Lasă că e bine, gogule. Nu ai problemă de război. Stai să-mi pun și o soluție de parbriz. Mamă, Heriel scrie pe mine. Mâncava și gura voastră. Heriel scrie pe mine. Stai să beau niște cola sau niște apă, că mi s-a uscat gâtul. Mai stăm? Cât suntem? 20 de oameni pe live. Mai stăm? Nea Paul, pot să vin și eu, bineînțeles. Mai sunt două locuri, unul intră gaming și mai unul. Mamă, Banzaio, dar câte tancuri, mă, mâncați-ești gura ta. Bă, ăștia nu puteau să ne bată din cauza ta, mă, mâncați-ești gura ta. Bine, m-a dovedit Banzaio. Luați aminte, învățați de la Banzaio, dacă vreți el vin... Mamă, ce mișto de calor ai făcut, nebunule! Extraordinar, ești nebun la cap. Arată bine astea. Bine, mă. Dă-i în gura mătii cu backup-ul mătii. Nice. Tu, mi se descarcă telefonul. Păi tă, capul meu. Ia uite bănuții aici. Opa. Ia să-i dăm și lui Johnny Bravo. Hai pe live! Johnny Bravo! 50 de euro! Ce frumos scrie aici, mă, mâncați-și gurată! Ce frumos scrie, mă, mâncați-și gurată! Ia vezi dacă îți plac. Senzație! Mersi mult! Foarte mișto! Am multe, ai multe tancuri, Pelican, salut Pelicane, nu te-am mai văzut de mult, ne uităm la clasament, lăsați. Aaa, 5 kill-uri cu 3 asisturi, o zonă luat, mamă, a făcut dublu ca mine, nenorocitul nenorociților. Gaming, invite, Bobby, calpe, invite, fai de cap, m-a ruinat ăsta, m-a făcut de căcat. Fai de capul meu, mamă și Darku. Daracule, să trăiești. Salut, hai pe live. Bă, Dină, să nu uiți să spui la de parte pentru live-ul de azi. Pune-mi gogule pentru live-ul de azi. Haide! Vorba lor, nu. Haide! Bă, dar ne punem și noi acolo. Mamă, Heriel, mâncați ești gura ta. Păi nu mă și mă, Paulica, nu joacă mă, Paulica, cu Heriel. Are Paulica englezii până la 7-7. Ai grijă! Cum să uim, mă, goguțule, mă? Cum să uite, mă, tăticu? Mă, dar unde mai mă șeruiesc, mă, șuia? Ah, într-un grup. Este așa, haine... YouTube România. Haide.
Gata, băieții, scuze, hai. Haine! Nu e toată lumea gata? Cine nu e gata, îl iau cu lomata. YouTube România. Avem și d-astea. Mă, mi-au cam obosit ochii, bă, băieți. Bun, ia să vedem, ne vedem dale noastre. 25. Oh, Darcule, face și noi o castă mai târziu, Cocule. Duminica facem casta, mă. Darcule, ce zici, boss? Hai la un meci, gata, Cocule. Uite acum, cine se eliberează, băgăm. Iorgu, un meci cu MBT, ceva. MBT-ul care, mă? Care e ăla? Că nu mai știu. Da, frumos MBT. Care, mă, e MBT-ul? Ăla 7-3, 7-7. Pelican, m-am uitat peste replay și după am realizat că sunt cu tine în meci. Acum câteva zile, pe bune. Stai, ești live. Și am primit și 50 de euro donații. Și am făcut și tricoul lui Kenzo, câștigătorul nostru de la giveaway-ul trecut. Uitați-l că este. Și mai avem un nou giveaway de Crăciun. Ia uitați-vă că tot nu știați de mine. Ia, ce avem noi aici? Cum e, mă? Johnul, ia uite, e pregătit. Giveaway e făcut. Nici nu beau din ea și dacă beau din ea îi crește cuota, mai rău. Așa, ok, îmi dai mesaj. Bună seara, Paul, am crezut că faci doar duminică. Când primești și tu PS5-ul? Când lor primiți și ăștia de norociți ăștia de la... Mă, stai, ok, când îl primești nenorociții de la Altex, dar cel puțin de Crăciun, sigur nu-l... Mamă, ce schimb frumos! De Crăciun, sigur nu-l vom avea. Să vedem acum pe 19, să vedem ce stocuri să fac. Bună seara tuturor! Bună seara, prieteni! Bateria descărcată, două-n doamne, iartă-mă de baterie! Mai stăm? Banzai, nenorocitul? Yo, Yugin, hai. Abia aștept al date-ul, oho. Abia aștept să-mi cumpăr Harrier-ul. Harrier, 50 de euro să puși deoparte pentru Harrier. Nu știu, aș putea să-mi iau și voiture-ul, dacă mă întrebați. Ce am avut și am pierdut. Voiture-ul este 112 lei și îți dă un avion rang 5, voiture-ul, care merge la bombardament de rupe. Doar că mori. E, asta e, că și cu B57B, tot așa, lansezi bomba și mori. Are premium, are talisman pe el, da? Și îți dă la 112 lei, îți dă 2000 de Golden Eagles, care înseamnă 60 de lei. Și îți mai dă și 15 zile de premium account, care mai sunt și alea, nu știu câte zeci de lei. Adică, e păcat să nu-l iei. Chiar arată mișto efectele, vom vedea. Numai eu nu vreau update-ul de pe World Thunder, că nu voi mai putea juca. Aia e nasol. Aia e nasol pentru că cei cu calculatoarele, spre deosebire de cei cu PlayStation-ul, voi îi dați downgrade, sau cum se zice, la mine merge în permanență. Avantaje ăștia cu PlayStation. Na! Băgați 50 de milioane într-un calculator după aia nu mai mergi. Mama, abia aștept să mai joc în tournament, jur. Abia aștept să... Băi, adrenalină, efectiv adrenalină. Și pe bănuț, tată. Pe bănuț și vedeți că am fost și live. Da? Ne-au urmărit 3000 de oameni. 3000 de oameni. Bă, mi s-au murdărit ochelarii, mă, de emoții, mă, dar... Cum trebuie? Ce ai de-a, mă? Uite pe Banzai nenorocitul, mă, băi, mie îmi place, mă, de Banzai, că Banzai nu e camper, mă. Numai eu sunt camper, mă. Ce distanță avem noi până în casa aia? Ca să știm așa, să te facem o idee, nu de-alt. Ia uite-al. 900, mâncă-i gura lui. Are destroyed! Doamne, pupați-ai ștălpile, că mi-ai dat înțelepciune, minte, har și talent să omor tancurile în halul ăsta, mâncava-și gura voastră. Artă și talent. Și sunt și într-o parte, da? După cum vedeți, sunt într-o parte.
Mă enervează că nu mai primești notificări când ești live. Gogule, în descriere, în descrierea videoclipului aveți o pagină de Facebook. Pagina de Facebook unde eu mă share-uiesc de fiecare dată când intru live. Am avut și, și un Discord, dar pe Discord n-au vrut unii copii să mai stăm acolo. E. Arge destroyed! Arci talent, Goguțule! E, pe pagina de Facebook mai vedeți și mai share-uiesc eu pe acolo. De exemplu, acum share-uiesc mai nou amintirile de anul trecut când am văzut T34 și chestii de genul în Londra și... Aha, ești aici. Uite-l. Uite-l unde e scârba. Uite-l aici. Arge destroyed! Gărga! 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 Gazela cheamă Gărga! Gărga! Eu am învățat atât de bine să trag încât nu prea mai am nevoie să fac distanțe. Băi, ești nebun, nebunule, care ești nebun, decât să-mi iau PlayStation să meargă War Thunder-ul cu drop frame-uri și să mi se încarce texturile din mes, mai bine dau 5.000 de lei. Bă, Google, eu nu am 5.000 de lei, îmi pare rău, îmi cer scuze, dar eu nu am 5.000 de lei. Aici e problema la mine, înțelegeți? Nu am 5.000 de lei. Oooo, gaming, bine gaming. Tata Pau n-are 5.000 de lei să dea pe un PC. Ăla e tot al meu, fiți atenți aici. Paul Tomai a primit medalia, talentul contează. V.O. bună seara, hai noroc. Nu merge, mă. Ba, merge, mă. Nu merge, mă. O merge, mă, scru. Mai al dracu, văd așa, ia uitați-vă. Nice. Nice, nice, bă, dar ce puțin suntem, mă. Ai tank acolo, mă. Așa. Bună seara, V8-ule, să trăiești. Uite așa. Amoară, mă, s-a dă-i vrunul pe acolo. Nu e, dacă e banzai în față, toate merg ca unse. Opa, aici avem ceva, ia vedeți voi aici, băieții mei. Ce distanță avem aici? Că noi măsurăm ca nubii, ia să vedem. Ia să vedem. Tot o mie. Tot o mie. Opa. Tot o mie, nu e bine. Nu-i problemă de război. Eu am un PC de 2000 de lei și merge War Thunder-ul pe high la 100. Oh, bravo, bravo atunci. Mie merge 30 FPS la grafici mai. Bravo, bravo, mă bucur pentru voi. Fui, vă dați seama. Să dau eu 5000 de lei pe un PC, jură-te că o să dau eu banii ăștia. L-au omorât pe Banzai, mă. Ce ai făcut, Bobiță? Ce ai făcut, Bobiță? Na, nu-i bine, Bobiță. Nu e bine, Bobiță, nu-i problemă de război, dar nici nu-i bine ce facem aici. Ia. Mă, plictiseală. Ce-i drept? Cam mare plictiseală. Mergem mai departe, campări, ai nevoie doar de 4.000. O nimica toată. Ha, ha, 4.000 de lei. 40 de milioane... Dacă iai, îi dai. Dacă nu iai, nu îi dai. E foarte simplu. E foarte simplu. Eu pot să dau pe very high și n-am probleme. Ce înseamnă să ai calculator bun? Neaciu. Fiți atenți că neaciu. Eco că tot joci cu americanii, ai văzut că a câștigat Biden ale... pe bune? Gata, a câștigat Biden, bravo, tată, sincer, așteptam. Dar mai bine că a câștigat Biden, dacă mă întreb pe mine. Ia uite, bă, era doar 4% telefonul, bă. Voi vă dați seama ce pierdeam aici? Voi vă dați seama ce pierdeam aici?
Am laptop de gaming, foarte bine, 7000 de lei, cât ai dat pe el? Acum boss. Acum bossulic, fii atent aici. Noi facem altceva. Stau cu minte aici. Când te vei plictisi de War Thunder, ce joc vei juca? Nu mă voi plictisi niciodată de War Thunder. Bă, nu știu, ca jocuri, n-am. Mi-a plăcut Man of War, mi-au plăcut toate, tot astea cu tema de război. Tot astea mi-au plăcut, Gogucule. Tot astea mi-au plăcut, Gogucule. Cocoșelul mititelu! Dragilor, ăsta este ultimul meci, simt că am obosit, nu mai pot, gata. Mi-ajunge. Mi-am descărcat bateriile cu CMM-ul. Uite-l, nice. Ia uite-l. Arge destroyed! O, ce le ia, Paulic? Ce-i mai ia tata Paul pe ăștia? Ai jucat World of Tanks? Nu-mi place. Este joc de serie animate cu tancuri. Și acum vezi că e Hot Wheels. Tei, sunt scârbele. Da, și când i-am văzut. Da, și când i-am... Banzai! Bine, Banzai! Vreau să mă duc sus. Uite-l. No, nimic, bă. Am mort tu că ai tras tu în mine. Fii atent că lungi eu. Nu știu, ăsta-i mei. Ia uite-l. Ah, era mort. Bine, e mort. Nu e mort. Hai că luăm acum. Acum îi luăm. Mă, aia e pavă, mă. Arge destroy, ce l-am luat pe crăpătură. Merge treaba, moșule, nu te-am mai auzit. Moșule, sunt fericit, jur. N-am nicio treabă. Ia uite-l. Ce-ar fi fost să-l iau pe ăla? Cred că luăm acum. Salut, Andrei, la război. Ia uite-l. Arghe destroyed. Mai bine te-ai duce pe T-34. Cele eu m-aș duce pe T-44, clar. E mai mobil, părerea mea, corect. Bine gândit, hai să ne ducem. Hai să ne ducem, că e plictiseală mare. Dragilor, după asta mă opresc, că simt că am obosit. Gata, mi-ajunge. Mi-am descărcat bateriile. Bă, dar e tankul ăsta. Mamă, cum e. Tu nu te-ai duce pe T-44, sunt sigur. Eu vă știu pe voi, că întrebați și tot ca voi faceți. Dar voi întrebați. Știi? Și de ce mene pavă aia, mă? Bine gaming, ce m-a luat Tiger, unde dracu era Tiger-ul ăla? Speedy, seară faină tuturor, gata, mă retrag și-o, Gogule, gata, nu mai trebuie. Mi-ajunge pe ziua de azi, l-am umilit pe Gărgărelu. L-am umilit cu zile. Îl bat pe Gărgărelu la curgol. Mai ales că eu vin în Champions League, adică el are emoții când joacă cu mine acum.
Ce trebuie? S-au murdărit ochelariu. Da. Trebuie să-i spăl. Te-a luat epava, da. Bun, asta, corect. Te-a luat epava, Gogul. Ia uite ce avem noi aici. Hai, Gogulțule, dă-i viteză. Două purcele aici. Avem două purcele, Gogulțule. Nu, Paul, noapte bună, Iorgu, gata, ne retrage după asta. Nu, nu, păi da, mă, Gogulțule, dor cu tine aici noaptea asta, măi, nebunule, mă, păi cât să facem, mă, lai, mă, Gogulțule, mă. Unde să mă nenorociți ăștia? O fi cumva aici? Du-te, Gogulțule. Uite, bă, că l-am omorât pe prost. L-am omorât pe prost. Bam, bam. Aircraft destroy, ca să fie treaba, treaba. 7 profesional, 7. Și dacă vine, am jucat cu Champions League. Tu n-ai știut că ai stat în spatele unui Champions League, un jucător din Champions League, nebunule, care ești tu nebun. Au, trebuie și pe Banzai, cum vine el din spate, mâncaia și gura lui. Ce vorbești, mă? Băi, umilime, nebun, Bruno. VC e gay, cine-i VC? Fatman și Little Boy acolo în Bombay. Aștept momentul când vei spune facem live de 3 ore. E, am avut și de 4 ore jumate sau de 5 ore jumate. Dragilor, cam asta a fost. După cum v-am spus, vă recomand turnamentul. Este senzațional, emoție. E pe bănuți. Mai acolo Champions League. I-am făcut tricoul lui Kenzo să-l poarte sănătos. Avem și premiu pentru giveaway-ul de Crăciun. Am primit și 50 de euro donație. Sper să vă fi plăcut ce am făcut în seara asta. Dacă nu vă place, dați-mi un dislike. Dacă vă place, dați-mi like. O share-uire. Noapte bună, seară bună, să fii fericit. Am reușit să intru pe live și să joc cu tine. Vă mulțumesc mult de tot, sunteți niște drăguți. Mă duc să mă antrenez la Champions League, să jucăm în turnament. V-am pupat. Noapte bună, pa, pa.